DNA Ploiești a respins cauțiunea propusă de Sebastian Ghiță pe motiv că garanțiile imobiliare depuse nu acoperă suma de 13 milioane de lei. Sebastian Ghiță a depus săptămâna trecută garanții mobiliare și imobiliare în contul cauțiunii stabilită de procurori în dosarul în care acesta este acuzat de mai multe infracțiuni. Ca urmare a unei evaluări făcute de un specialist, DNA a luat decizia de a respinge cauțiunea. Deputatul a declarat că procedurile privind plata cauțiunii nu sunt deloc clare și că se va sfătui cu avocații săi pentru a găsi o soluție legală și corectă pentru a îndeplini măsurile impuse. Sebastian Ghiță este acuzat de mai multe infracțiuni, între care șantaj, folosire de informații nedestinate publicității și dare de mită. Deputatul are termen până în 21 aprilie pentru a achita cauțiunea.